De câteva zile, gerul nu ne dă pace, dar asta nu i-a împiedicat pe iubitorii zăpezii să umple stațiunile montane. Primul weekend în care toate pârtile din Poiana Brașov au fost deschise a fost și cel mai aglomerat de la începutul acestui sezon. Instalațiile de transport pe cablu au fost supra-solicitate, iar salvamontiștii au avut un număr record de intervenții. Dar mai multe detalii primim chiar acum de la reporterul Observator, Claudiu Loghin. Claudiu, bine te-am găsit! Aglomerație mare în spatele tău și imaginezi ce frumos este acolo. Te ascultăm! Bun găsit, e cu atât mai frumos cu cât în continuare ninge în Poiana Brașov. Suntem la peronul de îmbarcare al instalației de telegondolă Postăvarul Express. Coada este mare, însă timpul de așteptare nu este mai mare de 15 minute, ceea ce pare că nu deranjează pe niciunul dintre amatorii de schi sau snowboarding care așteaptă să ia telegondola pentru a urca în partea superioară a masivului Postăvarul. Da, a fost cel mai aglomerat sfârșit de săptămână pentru că a fost și primul în care s-a putut schia pe toate pârtile din masivul Postăvarul, pe întreaga lor lungime, din zona superioară și până aici în stațiunea Poiana Brașov. Temperatura medie a fost undeva în jurul valorii de 10 grade Celsius, ceea ce nu a făcut decât să-i bucure pe, în egală măsură, pe administratorii domeniului schiabil și pe schiori, pentru că s-a putut produce zăpadă artificială. Au fost serii în care sus în Postăvarul temperatura era chiar și de minus 16 grade Celsius, însă mulți schiori pe pârtie înseamnă și multe intervenții salvamontiste. Doar ieri, salvamontiștii de la formația Poiana Brașov au avut numai puțin de 11 intervenții. Dintre acestea, în 5 cazuri a fost nevoie ca schiorii sau snowboarderii să fie asistați de echipe ale Serviciului de Ambulanță Județean Brașov sau ale SMURD. De la începutul sezonului, numai puțin de 89 de oameni au avut nevoie de salvamont în Poiana Brașov. Claudiu, mulțumim pentru aceste informații și data viitoare poate ne face o transmisiune în direct de sus, de la preschiul de pe Postăvarul. Mulțumim!